Este o nouă zi de foc pentru elevii de clasa a 8-a. Absolvenții susțin astăzi proba la matematică. Elevii au la dispoziție 2 ore pentru a rezolva subiectele, iar părinții îi așteaptă nerăbdători și plini de emoții aici, în curtea liceului. Mi-aștept fica și, bineînțeles, că am emoții alături de ea. Matematica îi pune probleme, îi ridică probleme? În general nu i-a ridicat probleme, dar știți cum este, la vârsta lor nu prea știu ei cum să-și gestioneze emoțiile, așadar venim la pachet cu oarește semne de întrebare. Sperăm să fie bine. Da, mi-aștept băiatul și am foarte mari emoții. Mai mari decât când am dat eu examene la viața mea. Ce v-a spus azi dimineață când a intrat pe poarta liceului? El n-a spus nimic, eu i-am spus să se concentreze și că sper să știe și să fie calm. Și atunci o să ia lucrurile unul câte unul și o să se rezolve bine. Se pricepe la matematică? Îi place matematica? Inițial a zis că nu-i place matematica, acum de când a învățat mai mult la matematică a descoperit că e chiar frumoasă. Cum stați cu emoțiile? Foarte mari, cred că mai mari decât ea. Stați de azi dimineața aici pentru a aștepta? De la 8 de când am lăsat-o, stau aici așa cu mămicile, ca și la trecută și cum o face și mâine. Cum ați îmbărbătat-o? I-am spus doar să scrie tot ce știe și să fie atentă să citească corect ceea ce cere problema. Elevii au început să iasă din sălile de examen după ce s-au scurs cele 2 ore alocate evaluării naționale. Încrezători în ceea ce au făcut sau ușor sceptici, un lucru este cât se poate de clar. Gata examenul! Doamne ajută! Cum a fost? Greu, ușor, aia e. Așa, între. Oricum nu intrăm aici, nici care. De ce? Păi a fost greu, domnul. La ce a fost mai greu, la mate sau la română? În general, la română mai greu. Acum, na, grila la mate, o zis că nu mai e așa ușor. Ai luat meditație, ai învățat? Da, cum? Tot ți s-a părut greu? Da. La ce notă te aștept? La română, 8, 50, 60, așa, să zicem. La mate, tot așa. Mie mi s-a părut foarte ușor. Mi s-a părut că față de alți ani a fost mai ușor și sper la o notă cât mai mare, un 9 măcar, deci... Ai avut emoții când ai intrat în sală? Nu, că m-am obișnuit cu sistemul și mi s-a părut ușor, n-am avut emoții. Deși elevii spun că matematica este o materie care le-a ridicat probleme, cu meditații și mult exercițiu, acum se așteaptă să culeagă roadele muncilor. A fost destul de ușoare, cam ca și la etapa pe... Stați că nu vine acum termenul. Ca și la simulare? Da, ca și la simulare. Nu ca și la prima, ca și la astea pe județ. A fost destul de ușor. La subiectul 3 a fost puțin mai complex sub punctul B de la ecuație și prisma a fost puțin, dar în rest ne-am zis că o să fie note destul de mari anul acesta. Îți place matematica? Te-ai pregătit cumva? Ai luat meditații? Da, da, de un an jumătate aproximativ. Am fost sfătuit și de profesori și de mai mulți să luăm meditații, să lucrăm din greu, să ajungem înapoi la școală aici. După ce au ieșit din săli, elevii au vrut să se asigure că ceea ce au scris a fost corect. Bun, dar nu, nu trebuie, nu trebuie. Mi-am ieșit 11 bănci. Bănci. Nu. Bravo, Andreea. 30 de elevi. Da, nu poate să fie. Nu, nu poate să fie, nu poate. Așa. Expresia dă minus 1 și 3. Ok. Da, da, da. Minus 1 și 3. 3 și tot aia, așa. F de minus 1. E 1. Da, 1 minus 1 dă 0. Da. Și de aici la distanță. Dar nu, nu, la expresie mai dau mai multe pentru că spune că N este întreg, nu este natural. Exact. Și atunci, nu, mai este și minus 1 și minus 5 și o să mai da. Fie... Nu, că nu-i divizorii, nu-s divizorii, trebuie să fie divizor al lui 5. Trebuie să fie al lui 5, nu al lui minus 5. Da. Elevii de clasa a 8-a vor afla primele rezultate în 3 iulie până la ora 14 și tot în aceeași zi începe și perioada de depunere a contestațiilor. Între 4 și 9 iulie urmează să fie soluționate contestațiile, iar rezultatele finale la evaluarea națională se vor afișa în 9 iulie.